Salut, camarazi! Știți că v-am povestit de mai multe ori cum în vremea comunismului intelectualii români, muzicienii, sculptorii, pictorii, scriitorii, ziariștii, toți au mers în patru labe, majoritatea, poate cu excepția lui Paul Goma și poate 2-3 care au fugit din țară, știți? O să vă vorbesc astăzi despre celebrul Radu Beligan, care și el a fost un lingău. A mers în patru labe, a ajuns chiar membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Deci pentru mine omul ăsta nu merită decât dispreț profund. La fel ca celebrul Victor Rebenciuc, ginere de torționar care împușca țăranii, tatăl lui nevastă sau lui Mihaela Mihuț, împușca țăranii că nu vreau să fie sclavii Partidului Comunist și nu vreau să-și dea petecul de pământ, o jumătate de hectar, un hectar la colectiv ca să devină slugile Partidului Comunist și milogi ai Partidului din proprietar să devină sclavi. Înțelegeți? La fel ca și muzicienii români și mai vechi și mai noi, v-am povestit de Nicu Covaci, care era de la Phoenix, care era prieten cu Nicu Ceaușescu, își permitea orice în România și plete până la brâu și barbă până la brâu și el și stafful lui și echipa lui, pentru că aveau și pe buletine la fel, le făcuse la apelul Nicu Ceaușescu, la organele de miliție, știți, și tot ce spunea Nicu Ceaușescu se împlinea, nimeni nu mârea, așa. S-a ajuns la un moment dat că celebrul regizor și actor Liviu Ciulei a fugit din țară, știi, că nu mai putea, era cenzurat, nu mai era lăsat să joace, a ales calea libertății, cum se zice, a fugit, a rămas într-un turneu, a rămas în străinătate. După aia, la un moment dat, să mai juca o piesă sau alta de-a lui pe scenele românești. Liviu Ciulei făcuse foarte mult pentru Teatru Bulandra și Radu Beligan suna la cenzor și îl turna, știi? Adică spunea că nu trebuie să se joace piesele unui fugar din țară, trebuie să se joace piesele lui, că el e membru al Partidului Comunist Român, știți? Deci, oameni care s-au vândut așa, s-au vândut pentru o vilă, pentru un apartament, pentru câteva mii de cărți publicate, pentru o statuie lucrată și cumpărată de Ministerul Culturii și parcată într-o pivniță acolo, dar plătită. Oamenii ăștia toți au mers în patru labe, nu interesa că la frontiera română-iugoslavă tineretul României erau împușcați ca niște câini și vânați ca iepurii, pentru că vreau să treacă în Iugoslavia să fie liber. Nu interesa că la Gherla și la Iud și la Pitești s-a făcut fenomenul Pitești, cea mai groaznică formă de tortură în pușcăriile din Europa. Nu interesa că la Iud și la Gherla deținuți erau călcați în picioare și omorâți și torturați. Și au fost mulți de ăștia și în zilele noastre mă uit la Tudor Chirilă de la Vama și ăsta tot e tipic artist, l-a votat pe Neamțu, după aia și-a dat seama că a greșit, deci un prost, deci dacă ești artist ai și o răspundere, nu să fii prost ca să dai exemple prostești la populație, știi, adică ai o anumită răspundere. Nemai vorbind de, cum să zice, de Covaș care a cântat cu copiii, așa zis și Phoenix, la concerte unde trebuia să fie înțepat și cu masca pe față, care a cântat la nunta lui Simion, care e un ciudat și e pus acolo de servicii sau de George Nebunu, așa. Și atunci, și acum, oamenii au mers în patru labe, vedeți și voi pe la televiziunile clasice vândute și trădătoare, oameni ca Smiley, ca Delia, ca cine mai e pe acolo, Lidia Bubl, stai să-mi aduc aminte, Moisescu, știi, care e alogen, cine, Andra,
oameni de ăștia INA, oameni de ăștia care, băi frate, pentru bani fac orice, n-au niciun scrupul, sunt mercenari plătiți, oameni fără remușcări, fără dor liniștiți, nu interesează că sunt jalnici ca oameni, știi, pe ei interesează doar mamonul, banii, să-și umple contul cu bani cât mai mulți. Așa era și pe vremea lui Ceaușescu, era celebru dramaturg Aurel Baranga, știți? Celebru scriitor Eugen Badu, care era și membru al Partidului Comunist Român, Alexandru Bârlădeanu, care era profesor, și m-am uitat scurt așa doar la lista de la B și la C la membrii Partidului Comunist Român, așa, Beligan între 1969 și 1989, deci a fost membru al membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Deci el s-a identificat cu trădătorii comuniști care au venit de la Moscova și au pus mâna pe România. El s-a identificat cu doi președinți care erau bi, și Gheorghe Udeș și fetița lui Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu. Un alt membru al Comitetului Central era Emil Bodnăraș, fost ofițer al Armatei Române, care a dezertat din Armata Regală și a fugit în Rusia, știți? După aia, ăștia, după ce s-au întors armele după Stalingrad, au venit și au luat puterea în România și au trăit ca vodă în lobodă. Mai e și Dumitru Capoianu, compozitor. Lista e foarte lungă. Listă de mercenari plătiți, de oameni fără caracter, plus că mulți de la Academia Română au schelete în dulapuri, celebru, stai să-mi aduc aminte, Dan Berindei, care a fost turnător al securității, îl trimitea securitatea la Paris să-l spioneze pe propriul, pe Mihnea Berindei, pe copilul lui. Vă dați seama, ăsta a fost până acum 2-3 ani când a murit, a fost în Academia Română, va mânca banii și era un turnător ordinar, știi? Ăsta e nivelul și sunt mulți și în Academia Română care au schelet în dulap, toți care au mers în patru labe, e și Stolniș, celebru turnător și ăsta, și sunt foarte multe, lista e imensă, numai lingăi, numai fripturiști, numai oportuniști, oameni fără caracter, fără moral, fără dragoste de patrie, de țară și neam, jivine, lipicioase, libidinoase, nebunite după bani, ca Iuda după arginți. Oamenii ăștia au ajutat tot sistemul comunist să dăinuie 42 de ani. După lovitura de stat, tot ei au rămas acolo, s-au reprofilat, au mers în patru labe la noi stăpâni, au pupat alte funduri decât cele dinainte, dar de fapt erau aceleași funduri, erau comuniste și neocomuniste, știți? Așa, deci avem în România ca la vreo 300.000 de trădători, de lingăi, de oportuniști, de carieriști, de fripturiști, oameni fără caracter, indiferent ce sunt, savanții, scriitori, sculptori, muzicieni, filozofii, profesori universitari, mulți dintre ei sunt javre jalnice și au luat titlurile pe veresie, pe ciubuc, și noi le plătim titlurile de doctor, deși ei sunt dușmanii noștri și ai poporului român. Gândiți că nu dare, vă aștept la comentarii cu opinii. Vă pup cu drag, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!